Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, o nouă ediție. O nouă ediție în care încercăm să vorbim astăzi despre ce se întâmplă cu agricultura românească. Agricultura care, știm bine, este importantă pentru toată țara și mai ales pentru cei care ne hrănim din agricultura românească. Încercăm astăzi să vorbim despre soluții inovatoare, soluții noi, lucru pe care noi vi le aducem zi de zi în ceea ce privește emisiunile și programul AgroTV. Invitatul meu de astăzi este Bogdan Costea, Team Leader Agricultură, România și Republica Moldova pentru Carmeos Group. Bine ai revenit, Bogdan! Tizul, Bine te-am regăsit, așa. Bogdane, și mulțumesc pentru invitație. E chiar un proiect inedit și chiar putem discuta de o de o mică școală, dacă, dacă se poate spune așa. Rolul nostru de a educa intervine în momentul acesta și suntem chiar gata să facem o prezentare pe care Bogdan a pregătit-o cu mult timp înainte, pentru că e o prezentare este întotdeauna trebuie să fie riguroasă și exactă. Așa că Bogdan ne va prezenta multe lucruri interesante și mai ales pentru că toți vorbim de pământ, sol, aici trebuie să fim foarte atenți cu el, pe termen mediu și lung. Și atunci Bogdan a pregătit această prezentare care se numește soluții inovative uh, în agricultura omânească și nu numai, utilizând calciu. Dar o să vedeți că aturarea plină... de sol, calciu și yeah, alte exact. lucruri. E plină de surprize plăcute și de niște lucruri poate, poate care, pe care poate nu le știam. Am înțeles. Această prezentare vine pentru că în... Uh, Parteneriatul pe care noi îl avem cu Bogdan, încercăm să oferim fermierilor soluții, cele mai bune soluții și mai ales să-i, să cum să spun, să convingem de faptul că au nevoie tot timpul să fie informați și să aibă grijă de solul lor. Așa că, Bogdan, te rog, putem începe. Da, mulțumesc frumos. Și cum ai zis și tu, cel mai important asta e solul lor. Bun. Prezentarea pe care Bogdan o face și o să o și vedem acum, iată deja a început să spunem, Bogdan în momentul de față este team leader, cum spuneam, Carmeza Agricultura, eu nu mai apar, te las pe tine, dacă am întrebări, mă pun în postura unui fermier care ar avea întrebări la anumite momente, o să fac lucrul acesta. Bogdan, ai cuvântul. Te rog. După cum ați observat până acum, am, am discutat cu fermierii, am făcut, uh, uh, yeah. ei au sunat în direct, au ne-au spus despre... Experiențele lor în Uterizarea Teracalco și uh, ne-au arătat ce îmbunătățiri le-au adus. Totuși, acum o să le explic și o să, o să pun totul pe foaie ca să, să înțelegem cu toții de ce e atât de important. Și astăzi vom discuta puțin despre grup despre Carmeuz, despre noi, ca și Carmeuz Agricultură și partea acestui mare grup, și despre ce probleme rezolvă, probleme, rezolvă produsele noastre, mai precis, probleme legate de structură, probleme fizice, probleme chimice legate de deblocări, blocări, probleme biologice ale solului și viața microbiană, probleme legate de consumul specific al principalelor plante de cultură și, în ultimul rând, probleme legate de tamponarea azotului. Apoi, o să discutăm despre cantitățile pe care noi le recomandăm de teracalcul 95 la, la unitatea de suprafață, despre aplicarea și incorporarea acestuia, despre experiențe și ultimele studii pe care le-am făcut și, bineînțeles, vom prezenta echipa și viitorul. Da. Bun, vom începe cu cu grupul nostru. Grupul nostru e un grup de familie, înființat undeva în 1860 și se ocupă exclusiv cu calciu sub toate formele și pentru toate aplicațiile. Calciul e bun de la, eu știu, de la industria uh, fieroasă până la uh, mediu, de la uh, intră în componența laptelui de bebeluși până la, uh, eu știu, pastile uh, ca și aspirina. Dar cel mai important pentru noi este că uh, avem o ramură foarte puternică, agricultura, și pe care o dezvoltăm de vreo erau 30 de ani, acum sunt pe 40 de ani, în care rezultatele sunt fantastice. Și o să vă prezint și de ce. Foarte important pentru România este că producem aici. da? Noi avem trei fabrici. Producem la Deva, producem la Câmpul Lung și producem la Fien. Deci, practic, acoperim ca în toată țara, plus uh, spre Republica Moldova. Aici facem principala noastră gamă, Teracalco Garden, Teracalco, uh, produse pentru amendarea solului. Dar a calcul 95 și 55, puteți schimba, vă rog. După cum vă spuneam, fabricile grupului Carmeus le vedem în toată Europa, aici și Turcia. Cele mai importante sunt cele trei de la noi din țară. Puteți schimba. Și, după cum vă spuneam, suntem printre puținii care chiar producem aici intern și dăm și la export. Adică, Aducem, dacă pot să spun așa, un pic de mândrie țării astea, că oferim un produs foarte bun. Vă rog, următorul. Uh, Carmioza agricultură e structurată cumva pe trei game principale. Gama, și o să le explic în următoarele slide-uri. Gama amendamente de sol, aici avem două produse, Teracalco 55 și vârful nostru de gamă, Teracalco 95. Gama Optilit, soluții legate de dezinfecție și uscarea sternutului, adică prevenție împotriva bolilor, foarte importantă, din ce în ce mai apreciată de fermele zootehnice și, în ultimul rând, o gamă pentru micul fermier, gama Teracalco Garden și Optilit. Vă rog. Uh, mai departe o să vorbesc puțin despre gama teracalco și anume amendamentele de sol și, în speță, creșterea productivității solului utilizând uh, această gamă. Și de ce așa ea importantă? Uh, ca să încep, uh, cel mai bine ar fi să punem puțin pe tapet cum stăm. Ne aducem aminte un pic din trecut și vedem că România, totuși, are o agricultură foarte bună și-a avut de-a lungul timpului. Adică, discutăm de o perioadă interbelică în care eram grăna Europei. Ok, eram dependenți de vreme, de stăteam foarte bine la capitolul ăsta. Dar, urmând, am avut o uh, zootehnie foarte bună și, bineînțeles, am avut, uh, am avut fabrici care uh, dădeau anumite by producturi. Utilizate în agricultură. Asta înseamnă că să te bine și la humus, să te bine și la calciu, și la structură. Pentru că să nu uităm, până în 90, utilizam tractoare de 65 de cai. Gândiți-vă la tasarea solului. Noi nu aveam probleme legate de compactare, de exemplu, în zona de sud, care le găsim acum și le avem acum. Adică, cernoziomurile erau cernoziomuri, după cum ziceau și pedologii. Din păcate, acum nu mai e la fel. Și. Uh, lucrul ăsta putem să-l vedem și în numărul de hectare, de exemplu, cu probleme. Discutăm de peste 6 milioane de hectare cu probleme în România. Majoritatea acide, dar odată uh, ce sunt și acide, apare și fenomenul de compactare, care apare și pe terenuri care de data asta nu sunt acide, cum sunt cernoziomurile, de exemplu. Avem din ce în ce mai mulți fermieri în Ialomita, călărași, care utilizează cu succes teracalcul. De asemenea, ne putem uita la humus, care dacă în momentul în care se făceau primele măsurători și în perioada comunistă discutam de, eu știu, 90%, acum dacă găsim 2-3 e ceva fantastic. Marea majoritate a ultimelor probe era de 1, 1,2 1,3, nu găsim mai mult. Și, și trebuie continuu să ne gândim e o scădere? Da, e într-o continuă scădere și e un trend uh, global, dacă pot să spun așa, și e foarte periculos din mai multe puncte de vedere. Primul punct de vedere este că materia organică te ajută practic la îți oferă azotul de care tu ai nevoie. Adică fiecare procent de humus îți dă între 20 și 25 de kilograme de azot doar el. Deci gândiți-vă, dacă aveam 10% humus, discutam de aproape 250 de kg de azot, substanță pur activă. Asta înseamnă că nu mai apelam deloc la îngrășăminte minerale. Da? Acum când avem 1, nu avem altă șansă decât să, nu să apelăm. În al doilea rând, trebuie să ne gândim la mâncarea sănătoasă pe care o consumam când aveam 10% humus, da? Aveam materie organică și asta înseamnă că mâncam sănătos. Acum, din păcate, la 1%, nu mai pot să spun același lucru. Uh, ce înseamnă toate astea? Înseamnă că uh, e nevoie de tehnologii noi și înseamnă că rezolvarea uh, acestei probleme uh, trebuie tratată corespunzător, adică să începem de la bază, de la cauză și nu de la efectele ei. E foarte important să tratăm cauzele. solul. exact. Și cu, cu el să ne asigurăm de, de rezolvarea acestor probleme, și bineînțeles de viitor. Că spre asta vrem. Vrem să facem și agricultură peste 10, 20, 20, 30 de ani. Va fi necesar. Mai sigur da. Vă rog, următor. O să explic și e un lucru foarte important, pentru că foarte mulți fermieri au avut anumite idei la ceea ce înseamnă amendarea. Amendarea solului, practic, se referă la trei pioni principali. Adică, rezolvarea problemelor fizice ale solului, rezolvarea problemelor de ordin chimic ale solului și, nu în ultimul rând, rezolvarea de problemelor de ordin biologic ale solului. O să ne uităm că mai sunt încă două pe care noi le-am adăugat în urma experiențelor pe care le-am făcut, care aduc plusuri de valoare fermierilor. Dar o să vi le prezint în slide-urile următoare. Vă rog. Vă rog. Am început cu, cu ceea ce oferim noi. Noi avem două game principale. Una pentru Uh, fermierii din cultura convențională, da? Aici avem vârful nostru de gamă, cu 95 și el este, practic, produsul despre care eu voi vorbi în prezentarea asta, pentru că avem cele mai bune rezultate în utilizarea lui. Uh, e un produs, e spus, produs, e o substanță activă pură, dacă pot să spun așa. Uh, total diferit de celelalte și uh, rezolvă problemele care le-am menționat și pe care o să le vedeți mai departe. Apoi avem și o gamă pentru culturile Eco, Teracalco 55. Se adesează strict culturii Eco, e un produs cu mai puțină substanță activă, dar bun pentru că e micronizat. E bun, e, e ok. Fermierii din culturile bio îl folosesc și au, au rezultate bune. Vă rog, uh, arăt aici o poză sugestivă ca să vă imaginați. Ce beneficii are teracalcul În această perioadă din iarnă Exact, exact. și aici este Cazul marii majorități a culturilor De cereale pe care Noi le vedem în perioada asta Da, Când avem apă multă, de obicei în perioada De iarnă și ea Apa neavând unde să se scurgă Din cauza unei structuri Deficitare A solului, adică bineînțeles, tot așa și structură compactă. Avem astfel de peisaje de galben, culori de galben, galben verde deschis, verde pal. Ei, în partea cealaltă avem o cultură unde am aplicat teracalco. Avem afânarea solului, avem un sol gran, cu o structură granulară. E clar că rădăcinile plantelor se vor dezvolta altfel și ele vor permite Uh, apei să se ducă unde e, își are locul și să iasă când au nevoie de ele. Vă rog. Uh, aici am reprezentat, practic, uh, grafic ce înseamnă diferența dintre cele două structuri. Ce înseamnă o structură compactă pe care marea majoritate dintre fermieri o au și ce înseamnă una granulară. O structură compactă este structura care uh, înglobează apă da, până la refulare, deci după ploile din perioada asta, ea va aduce chiar și pe băltiri. Asta ce înseamnă? Că nu vom avea procese de respirație, nu vom avea microorganisme și, bineînțeles, când va veni căldura, o să avem niște cruste foarte frumoase și mari. Uh, în, la polul opus avem o structură granulară, o structură rotundă cu agregate de diverse dimensiuni, care forța dintre ele e capabilă să țină apa foarte bine între particule. Asta înseamnă că apa noastră va rămâne acolo și o vom folosi mult mai mult timp. Uh, putând fi la dispoziția plantelor și bineînțeles a microorganismelor. Da? Diferența dintre cele două structuri e foarte, foarte importantă și o putem vedea și noi cu ochiul liber. De exemplu, tu ca fermier te duci în sol, ai luat o bucată de de, de sol, pe care tocmai ce l-ai arat, ai ridicat, dacă tu ai agregate unghiulare, adică ai practic unghiuri care intră între ele, între ele, când da. ai rupt bucata de sol, e clar că ai o argilă. Acum contează cât de mare este acest procent. Poate să fie dacă ai aceste agregate de care menționam anterior, poți să ai între 35 și chiar 45% argilă. Când ai așa ceva, sigur ai o structură compactă cu probleme pe care neapărat trebuie să o ajuți. Da, interesant. Pentru că tot vedem imaginea asta, și rog colegii să dăm o imagine și din uh, studio. În același timp ce dumneavoastră urmăriți imaginile pe ecran, noi le vedem aici le și putem... Eu mă uit cu mare atenție și aici și uh, văd diferite imagini pe care tu le-ai surprins în uh, timpul, uh, eu știu, vizitelor pe care le faci. Umbri, uh, foarte mult, uh, mergi foarte mult la fermier să înțeleg tu și echipa ta. Așa este. Așa este. Mergem în continuu. Practic, asta este uh, ceea ce avem noi mai de greu făcut e greu, dar să știi că asta nu ne împiedică chiar dacă poate nu i găsim pe ei noi mergem în câmp, vedem, știm unde s-au aplicat vedem ce s-a întâmplat, vedem cum a fost uh, uh, cum a fost cu precipitațiile, am avut un an destul de capricios. Da, lucrul cam ăsta cam așa vor fi de acum încolo, adică trebuie să ne da. așteptăm la diferențe și uh, eu știu, variații de temperatură plouă acum foarte mult așa nu este. mai plouă deloc chiar o perioadă adică nu ne gândim că vom avea cum erau cursul timpurilor și precipitațiile normale ca de cum erau pe vremuri. Acum totul s-a dat peste cap. Din păcate, da. A, dacă ne aducem un, aminte un pic de preambulul care l-am făcut, din uh, în, tot ce ține legat, uh, tot ce ține de compactare și de problemele apărute de, imediat după Revoluție, mai pui un pic și uh, utilizarea unor îngrășăminte fără, uh, câteodată Con... fără da. explicație, da. Uh, mai pui Uh, Lucrul solului la niște regimuri hidrice ca și este din imagine, care și mai tare compactează și distrug structura, uh, duc într-un final la, la pozele astea de aici. Avem da, o și era vene și așa mai departe, și ne mirăm că, că, că ni se distruge solul și avem probleme în ceea ce privește Corect. producția, recoltarea și așa mai departe. Asta e un sol acid despre care tu vrei să ne vorbești mai departe. Ai început să ne spui despre. Efectul acidității în sol și am înțeles, până la urmă, pH-ul este foarte important. Te las să continui. Te rog, mulțumesc. Aici e mai mult decât un sol acid, discutăm și de un sol cu o structură compactă, o structură care se poate ca înainte, acum 30 de ani, să fi fost granulară, dar ea este aici, s-a transformat. transformat, bineînțeles, exact din, din fenomenele de care le-am discutat. Puteți schimba, vă rog. Uh, aici avem noi un experiment la Versailles unde aplicăm o odată la 4 ani după cum se poate observa în poza de jos avem un, un sol afânat, da, capabil să, să țină apa față de uh, zona de sus care deja s-a tasat, fără să umblăm mânia. deci tasarea practic este un fenomen care apare chiar și fără intervenția omului, deci cu alte cuvinte neapărat trebuie să facem fac ceva, da? exact. să intervii asupra exact. suprafeței. așa este, vă rog mm. Aici avem uh, uh, un filmuleț pe care noi, și chiar am vrut să-l să să prezint în, în filmarea asta, mai incipient, așa că l-am făcut uh, în bucătărie și chiar și fermierii pot să-l facă, unii dintre ei chiar au o dar <laughs> și l-au făcut. Uh, a fost ceva foarte inedit, adică am luat practic un sol argilos, da? am pus puțin apă, am pus în două pahare, în paharul din stânga uh, am pus uh, teracalco, am avut numai 0,2 mm. În partea din dreapta l-am lăsat așa. Și o să vedeți ce se întâmplă. Da? Deci am aplicat teracalco. Acum fac exact ce face fermierul după ce aplică teracalco, adică încorporează în sol. Da? Și să vedeți ce se întâmplă. Și este un proces fizico-chimic, care poartă denumirea de floculare, practic, Spargerea argilei, dacă pot să o numesc așa, în mm -hmm. termeni populari. Și vreau să vă rog să fiți atenți la apa perfect limpede și să fiți atenți și la afânarea solului. Să vedeți cum arată un sol după ce îi aplicăm teracalco. Da, e separată deja, solul se... O să vedeți că avem filmat de aproape... Uitați-vă numai la diferențele dintre cele două. Practic, într-un astfel de sol, rădăcinile mele au să se dezvolte foarte bine. De asta plantele uh, care își înfing sistemul radicular în asemenea soluri afânate, cu structură granulară, se vor dezvolta mult mai bine, vor fi mult mai înalte, vor avea limbu mai mare al frunzei și, în final, lucrul ăsta se va duce spre producție. Putem și următoarea. În următoarea filmare avem o cultură de, de floarea soarelui, unde am aplicat uh, Teracalco într-o zonă a dâmboviței. Discutăm de sol grele, grele cu argilă da, multă, peste 40%. După cum se poate observa, aici e după 2 ani de la aplicare. Deci am aplicat, în, dacă nu mă înșel, în 2017 și filmarea e din 2019. Ea și este publică, deci se poate găsi da. și pe, pe, pe site-uri. Uh, se poate observa că solul este afânat, un lucru pe care ei nu l-au întâlnit, cu toate că exact vorbește fermierul în filmare că au avut 127 de litri pe metru pătrat de la începutul lui. multă apă, Adică da. enorm de multă apă, în mod normal era o baltă totală acolo și uh, și o structură cu probleme. Uh, în schimb, aplicând teracalco, automat uh, structura s-a îmbunătățit foarte mult. Asta înseamnă că apa a fost reținută, Până La ce nivel? Că uite de ea? Mă uit la fermier că își dă destul de adânc. Da, așa este. Așa este pentru că și uitați despre ce discutăm. Discutăm de o floare de peste 2 metri înălțime, adică e, e foarte bine dezvoltată. În funcție de cum am aplicat, dacă am aplicat în intervalul superficial, o să avem până la 20-30 de centimetri, am găsit, adică exact în spațiu ideal de nutriție al rădăcinilor. Al rădăcinilor, corect. Că acolo avem nevoie. Dacă l-am aplicat înainte de arătură, eu știu, 35-40, adică o să găsim și mai jos, da, da, bineînțeles. Ideea e să facem chiar pe tot orizontul de sol. Da? Că dacă discutăm de floarea soarelui, discutăm de o cultură care își înfinge rădăcinile adânc. Și da. automat, având rădăcină pivotantă, ea penetrează foarte bine solul. Dar, principalele rădăcini trebuie să fie într-o Într-un sol perfect afânat. Vă rog, următoare. Mulțumesc. Și mai una. Uh, am ilustrat o poză aici, că mi s-a părut foarte interesantă, de la un fermier care zicea domnule, am aplicat în toamnă, în primăvară am venit, am semănat, după semănat. 200 de litri în câteva ore. Lucrurile astea sunt acum sunt chiar la ordinea zilei. Sigur. Că în da, 2015 da. erau mai răruțe. Dar am avut 200 de litri. Se pot observa în ambele poze că am avut băltire pe suprafața respectivă, dar în partea din dreapta, unde am aplicat era calco, există plante. Și arată foarte bine. În partea din stânga nu mai există. Ce înseamnă da, asta? Înseamnă că. Exact, exact. asta e până la urmă avantajul pe care îl oferă produsul ăsta excepțional. Vă rog, următoarea. Aici avem firmate și de aproape. Și, dacă ar fi să fac o, o recapitulare, din punct de vedere fizic, foarte important, teracalcul afunează solul și afânează extraordinar de bine. Apoi, afânând solul, automat, aici avem mai multe beneficii. Odată reducem consumul de combustibil, apoi. În uh, timpul lucrărilor, da? Exact, dist uh, prevenim distrugerea organelor de mașini care mai nou fermierii le schimbă în continuu, părți din pluguri și așa mai departe, care sunt la ordinea zilei. Uh, apoi combatem niște dăunători indirect, adică, de exemplu, vermele sârmă, uh, și face imposibilă înmulțirea fungilor. Pentru că să nu uităm, fungii se înmulțesc foarte bine în ochiuri de apă. Ce înseamnă asta? Să ne aducem aminte de, 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 de exemplu, principalele boli ale reviției de vie, mana și făinarea, da? care, care fungii, practic, uh, zoosporii, da, acolo, acolo germinează. Germinând în ochiurile de apă, ei propagă mai departe infecția. Da? Uh, făcând tratamentul cu am un sol afânat, am rezolvat problema. Apoi, e un vector principal pentru descompunerea resturilor vegetale, da? Și nu în ultimul rând un precursor al sistemului noutil. Deci eu nu pot să folosesc noutil fără o structură afânată. Nu există noutil. Un sistem pe care exact fermierii se uită din ce în ce mai des către el. Da. 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 Atenție. Nu folosim noutil pe solul cu argilă multă în care nu aplicăm teracalcul. Nu. E un eșec total. Vă rog. Acum o să vă prezint și din punct de vedere chimic. Din punct de vedere chimic, foarte mulți ne fermieri ne-au întrebat, domnule, dar la ce culturi? Domnule, dar între ce intervale de PH? După cum se poate observa, trog la un moment dat. Uh, am făcut o diagramă în care au prezentat principalele elemente minerale și cum se asimilează ele în funcție de pH. Se poate observa că într-un într pH, de exemplu, între 6,8 și 7,2, ceea ce înseamnă pH-ul neutru, marea majoritate a, a microelementelor și toate macroelementele se absorb, adică sunt disponibile plantelor în proporție de 100%. Ce înseamnă asta? Înseamnă că dacă am un pH neutru, am fosfor la maxim. Aplic 100 de kilograme am 100 de kilograme. Corect. Și lucrul ăsta la, îl arată și în Brady cu tabelul ăla foarte interesant care marea majoritate a fermierilor știu. Practic, dacă am un pH, să spunem, de 5,2, 34% din fosfor pe care îl aplic, mi se absorbe. Deci, aplic 100 de kilograme, 34 mi se absorb, restul, 66, rămân blocate. Blocate, da. Dar sunt acolo. O risipă de bani. Dar sunt da. acolo. La fosfor, da. da. La azot, nu, la azot am un pH de 5,2 43% mi se absorb Restul, restul mi se levigă Da, da. se duc exact. Foarte interesant Facem o scurtă pauză publicitară pentru că trebuie și lucrurile acestea. Probabil că și spotul vostru că în pauza publicitară. Și mergem apoi să explicăm și în zona aceasta chimică. Am trecut către zona chimică de ce trebuie să fie un sol din punct de vedere chimic cât mai echilibrat. Lucrurile astea le vom afla împreună cu Bogdan Cosda, timp lider de Agricultură pentru România și Republica Moldova, carmeoz Grup. În câteva momente, în câteva minute, împreună cu el aici.